Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Pornim repede la treabă. M-a amenințat Ștefania că avem foarte mult de treabă. Cred că m-a vrut așa să mă pui pe mine într-o stare de stres, dar nu cred că e așa. Da? Clasa A, 5 ani, tema pentru acasă. Acum, tema pentru acasă adevărat, nu? Da. Așa, tema pentru acasă. Bun. Pornim repede la treabă, poftim. Vezi cu cifre următoarele numere naturale. 1.347.204. 1.000.000. Deci, 1.340.000. 347.000. Așa, 347.000. 204. Să scrim, cum să scrim? El e scris în cuvinte? Păi aici e scris în cuvinte și noi trebuie să scriem. Cum am scris eu aici? 1.347.204. Așa. Așa. După 3.020.400.005. Deci, 3 miliarde. Da. 20 de milioane. 20 de milioane 400. 20 de milioane 400. Deci 20 de milioane 400, da? 400 de mii 5. 3 miliarde 20 de milioane. Parcă se zic, nu? Deci 3.020.400.005. Mi? 5. Aici 3 miliarde 20 de milioane, atâta, numai 20 de milioane. 0, 20. 20 de milioane, da. Uite cum facem. Deci, aici, citim încă o dată. 3 miliarde. Uite, 3 miliarde. Da. 20 de milioane. Deci, la milioane am numai 20, n-am sute de milioane. Da. Că dacă aș avea și sute de milioane, puneam și sute, da? Da. Deci 20 de milioane. Da. 400 de mii 5. 400 de mii, da, și 5 unități. Da. Deci am zis bine? 3 da. Miliarde, 20 de milioane, 400 de mii, 5. Așa. 2. Punctul 2. Punctul 2. Asta a fost punctul 1? Da. 1 așa scris, nu? Da. 2. Scrieți în cuvinte numerele naturale. 1205. 1200. Nu, cuvinte. Păi scrii tu cuvinte. Ah, da. 1200. Așa. 1205. După 10 milioane, nu, 10 cum ar citim? Ia să vedem. Hai să citim amândoi. La 2. La 1, 2. Da. Așa. Cum ar citim? Unități, 10, deci unități 6. Hai să scriem și noi așa. Deci unitățile sunt 6. Așa. Zecile sunt 0. Sutele, iarăși 0. Miile, 0. Și 1. Adică 10.006. Așa te scriem. 10.006. Aici trebuie să scrii tu, cum am zis, scrii. Așa. 1205. Scriem și sutele. 1205.
Eu îl scriu și începem să-l citim. Da. Așa. Ia citește-l tu. 207.405. Corect. Asta, așa spui. 207.000. Scrie eu altul și tu să citești. 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4. Două, nu, 200.000, 3.004. Da, mă, putem citi așa. Nu. Deci cât e 3? Da, da? Trei, așa. Așa. 2.000. Două? Miliarde. Hai să vedem. 2.000. Aici e unități, zeci, sute. Da. Mii, zeci de mii, sute de mii. Milioane. Două. Două milioane, trei sute. Nu, nu, nu. Trei. Numai trei. Trei din categoria asta. Deci numai trei sunt. Două ei, milioane, trei mii. Patru. Patru. Deci două milioane, trei mii, patru. Scrieți pe căițelul tău de... Mai exersăm un pic ca să înțelegem bine. Eu dau mai multe exemple și tu să încerci să scrii, da? Deci 2 milioane, 3 mii, 4. Aici sunt. Aici sunt mii. Aici sunt milioanele. 20 de milioane. Da. 100. 100. 100 de mii. Mii. 340. Excelent. Deci 20 de milioane, 100 de mii, 340. Deci aici suntem în categoria miilor. 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 Da. Aici este categoria unități de sute, da? Da. Deci, sute. Astea trei, da? Da. Deci, 60 milioane. Ia să vedem. Cum îl citim pe ăsta? 207 de milioane, da. 540 de mii, 475. Așa, foarte super, ai înțeles acum și da. Da? Deci, cât e 3, 3, 3, a, milioane, 207 milioane, 540 de mii și 475, da? Da. Ia să spun și eu altceva. De milioane, 300, 3004. Nu merge așa. Nu. Deci le face câte trei așa. Da, trei. A, 10. Așa. Am scris greșit. Așa. 10 milioane, 3.000. 40. Nu-i 3.000, 30.000. 30.000, 400. Nu-i 400, 4. 4. Că dacă ar fost 4 aici, îi facea 400. Da. Da? Ia să vedem alt, asta, cum îl citești.
35 de milioane, 7.000. Atâta, 7.000, mai 7.304. 304, perfect. Ia să vedem cum îl citești pe asta. Păi azi tu nu-ți mai arăt eu cum. Deci câte 3, 3, 3. 100 de milioane. Așa. 4, 100 de milioane, 40 de mii, 500. Nu-i 500? 5. 5. 5, atât. Da, 5. Dacă ar fi fost aici, da, 5, înseamnă 500, da? Deci 5, uitați. Din 5 e mai bine. Hai să mai scriu unul. De milioane. Nu, trebuie să-ți faci lucrul păzit. Da, da, stai. Deci, scrie. Da, aici sunt 3 miliarde foarte bine. Și aici e categoria cui are aici? A mie, da? Milioane. Milioanelor. Și câte milioane ai? Un. Un milion. Un milion. O... 4. Hai, cu curaj. 401. Unu, atât. Deci, un 3 miliarde, un milion, 401. Că mii, zeci de mii, sute de mii n-avem. Nu? N-avem nimic aici. Hai să vedem altul. De mii? 32. Foarte clar. Te joci așa mai acasă de mai multe, nu? Scrie așa un cânt cu 0, cu 1, cu 3, cu 4, nu știu ce. Și primul ți zice, băi, ia să-ți citesc acum. Da? Așa se face. Bun. Și scrie în cuvinte pe urmă. Da. Da? Ce a rezultat? Exact cum zice autorul. Da, dați-mi un cuvinte. Deci 1 și 2 l-am făcut, nu? Da. Oare mai rămas ceva la 2? Nu. Atât. Am scris tot, da? Da. Acum... 3. 3, da? Da. Scrie cel mai mic număr format din 4 cifre din stincte cu cifra sutelor 4. Asta e A. Deci... Să scrii cel mai mic număr. Da, scrie. Deci... Scrieți cel mai mic număr format din 4 cifre. Deci 4 căsuțe pune. Da, adică nu. 1, 2, 3, 4. Dacă spune cu 4, înseamnă că cu ordinul milioanelor. Da. Nu, pardon, nu cu ordinul... Miilor. Așa. Așa. Format din 4 cifre din stincte cu cifra sutelor 4. Adică aici pune 4. Da, așa. Bun. Și să fie cel mai mic. Așa. Distincte, adică diferite. Diferite. Da. Ca să fii cel mai mic, cu cine trebuie să încep? O să încep cu 0? O mie. Nu se poate începe cu 0. Așa. O mie. Bun.
1400. Dar să fie distincte. 1402. Excelent. 402. 1402. Sunt distincte, sunt. Da. Dacă puneam pe 2 aici, era mare, că era cifra 10-lor. Da, da. Deci, noi am fi zis 00 cel mai bine ar fi. Da, da. Dar am zis distincte. Da. Atunci, n-am avut ce face. Să punem 1 aici la sfârșit, iar nu-i bine că nu-s distincte. Deci 2. Perfect. 1402. Determinați cel mai mare număr natural format din 5 cifre distincte. Deci, 5 cifre distincte. 1, 2, 3, 4, 5. Cel mai mare număr natural. Natural format din 5 cifre distincte. Distincte, da? Cel mai mare număr. Atunci cu cine încep? Cu ce cifre începem acolo pe poziția? 9. Cu 9. Sau aici ce să punem ca să rămân mare? 0. Dacă punem 9. Nu? Nu, nu mai avem voie că să fie distincte. 8. 8. Obligator. 8. 7. Sigur că da, 7. 7, 6 de 5. Asta e cea mai mare din 5 cifre distincte. Da, 9, adică citește-l tău. 98.765. Perfect, 98.765. Ce? Da. Determinați cel mai mic și cel mai mare număr natural de 6 cifre diferite, știind că suma acestora cifre este 17. Deci, de 6 cifre. De 6 cifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să fie cel mai mic număr. Și tot și cel mai mare. Da, deci, și cel mai mare. Așa. Punem încă o, în o altă tură de desubt. Da, una, două, trei, patru, cinci, șase. Și să aibă suma șase. Cifrelor sale, când le adunăm, 17. Să facă 17. Dar doar la un număr, nu în total cele două. Numai un singur număr? Așa cred că așa e tu dreptate. Mai citești o dată. Determinați cel mai mic și cel mai mare număr natural de 6 cifre diferite, știind că suma acestora cifre este 17. Așa, așa este. Cred că la fiecare în parte. Da, așa. Așa, așa zic și eu. Păi, să luăm pe cel mai mic. 1. 0. 2. 3. 4. 5. Ia să vedem dacă suma lor face 17. Suma cifrelor. Păi 5 cu 4, 9, 9 și cu 1, 10, 10 și cu 3 și cu 15. 15. Mai trebuie să mărim. Păi da, trebuie să. Dar el să rămână cel mai mic putință. Păi dacă am mărit în loc de 0 ăla, nu putem să punem 2, 3, 4, 5, 6? Nu, nu, nu. Trebuie să mărim cu 2. Dar cine fac? Obligatoriu trebuie să punem 1 aici, da? Da. Și atunci ne mărăm în 16. Că 17. Da, da, da. Celelalte cifre să facă 16, da? Uh-huh. 16. Ei, dar trebuie să fac 16 din cine să compune? Cine și cu cine fac 16? 8 și... Da, 8 și cu 8. 8 și cu 8. Deci 8 plus 8 egal 16. Uh-huh. Mai poate fi scris și 9 plus... 8. Cu 1. 7. Ah, da, da. 9 și cu 7. Fac tot 16. Ei, ca să fie cel mai mic, aici ar trebui să fie tot 0. Da. Da, da. Deci, ca să fie mic. Deci 0 punem aici. 0 și aici. A, dar nu se poate că să fie distincte. Ai dreptate, ai dreptate. Nu, oh. Dar știu cum facem. Ea a fost bună ideea. A, știu cum facem. Zim. 3 și cu 4 face 7. Și 4 și cu 5 face 9, 7 și, a, și 1.
Adică facem 3 și cu 4, 7. După, ca să ne iasă... Deci nu mai avem voie să punem 0 aici. Hai să ne înțelegem. Nu. Deci obligatoriu trebuie să punem 2. Deci obligatoriu punem 2 ca să fie distincte. Da. Dar de ce l-am pus pe cel mai mic? Pentru că e cifra cui aici? A miilor să fie cât mai mic, da? Da. Obligatoriu ăsta să fie cel mai mic, dar să fie distinct de asta. Distinct de asta. Da. Adică trebuie să fie obligatoriu 3. Da. N-am ce face. Nu pot pune 0 până urmă, eu vreau să fie mici, dar n-am ce face. Punem 4 și după 7. Și 4 și aici cât să punem? 7. 6? S-au făcut ăla de 17? Nu 6, 7. 7! Excelent! 7. Excelent, asta era. Și acum face 12 cu 3, 5 cu 1, 6, 4, 10 și 17. Perfect. Da. Perfect. Așa. Acum să ne gândim să fie cel mai mare. Păi, trebuie să punem în față 9. 9 începe, cu 9. Apoi, ca să fie cel mai mare? 0. Nu, 8. 8. 8. 8. După... 8 și cu 9? 17. Nu. Am completat deja, nu? Da. 8 și cu 9, 17. Nu-i bine. Nu. Atunci, hai să coborâm. Nu cu 8 să începem. Trebuie să punem mic. 7 să punem. Adică scoborăm o unitate. Da, da. 7 ar veni aici obligatoriu. Ca să fie mare, 8 ar trebui să fie. Numai 1. Numai 1, nu? Păi da, dar trebuie să scoborăm mai puțin decât 7. Deci să fie și mai mic decât 7. Eu zic să punem... Deci 0 unde să fie? 0 să fie la sfârșit, ca să fie el cel mai mare. Da. Hai să facem invers. Da, da. Deci 0 să fie la sfârșit, că altfel ne încurcăm lucrurile. Da. Bun. 7. Deci 7 ăsta nu ne rezolvă treaba. Hai să încercăm cu 6. Nu, nu e bun. Nici 6 nu va fi. 9 și 6 fac 15, nu mai rămas... Nu, un 1 și un 2, nu e prea mare. Hai să punem... 4. 1, chiar 1 să-i punem. Să vedem dacă ne încape, dacă... 1. După 10. Ceva din 7. O, dar n-ar fi bine de aici să încep? 1 aici, ca să fie mic. 0, 1. Asta era ideea. El să fie distincte, nu? Da. Și cât o... Nu de acolo, am pus pe nou obligatoriu ca să fie cel mai puternic. Da. Și acum, ca el să fie cel mai puternic, unitățile să fie cel mai mic, 10, 1, 2... 2, 3 și 4. Și 4. Ia să vedem cât face suma asta. 9 și cu 1, 10, 10, 4 și cu 3, 7. 17, nu-i bun. A, dar atunci mai mișcăm de aici. 8. Ar veni bine? Nu, nu-i bun. Trebuie cu 2 să scădem, adică punem în față 7. 7. Cred că mai bine. 4 și cu 3, 7, 7 cu, adică nu, 7 cu 3, 10, 10 și cu 4, 14, cu 2, 16 și cu 1, 17. Am nimerit-o. Cred că este cel mai mare cu putință. Da. Deci cel mai mare număr cu putință este așa. Din câte cifre zici? 2, 4, 6 să fie, da? Da. De 6 cifre. Adică el să fie mare, ar vrea să fie maxim aici, cu 9 am început noi. Dar nu am putut să distribui încă de la 9 până la 17, sunt cât? 8. Da. Suma să fie 8 acelorlalte. Nu, nu aveam cum. Atunci a zis așa, hai să fie, ca să fie el cel mai mare, înseamnă astea să fie cele mai mici. La unități, 10, 100, da? 0, 1, 2, 3, 4 și 7. Perfect. Bine. Da. Așa. Ce număr urmează în fiecare din următoarele secvențe? A. 2. 2. Să gata. 5.
Adică 2, 5, aha, 9, 14. Cum te compre? Așa. Asta știm noi să facem, că la șirul ne-am pus la punct, știm să facem. Ia să vedem. Cred că e 2. De la 2 până la 5 ne mai trebuie 3. Da. De la 5 până la 9 ne mai trebuie 4. De la 9 până la 14 ne mai trebuie 5. Oh. Și tot așa mergem. Deci s-a adunat aici 3. Urmă s-a adunat 4. Și tot așa. 5. Și acum trebuie să adunăm 14 plus 6. Așa. Și ne dă 20. 20. Stai să scriu și eu. Da. 2, 5, 9, 14. 20. Următorul ar fi 27. Nu? Da. Când la adunăm 7. Următorul ar fi 8, 35, am adunat 8. Și mai departe, dar câți? 1. Nu, 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 am zis mai mulți. Da. 20, 27, 35, da? Deci adună, practic... De la 2 la... Deci s-a adunat 3 în prima secvență, cum s-a adunat 4, adică se crește un șir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, care constituie, nu, cel care se tot adaugă la fiecare secvență. Bun. 132. 132, alt șir, da? Da. 132. 374. 374. Și 5116. 5116. 116. Puncte, puncte. Și așa mai departe. Trebuie să vedem... Dar nu e așa, mai simplu asta. Dacă îl mulțim pe 132 cu 2, mă duc la 374? Nu. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. Nu, 2 ori 2, 200. Deci nu merge înmulțit. Păi dacă adunăm 132 plus 242. 242. Diferența, nu? Da. Se vede că 242 ar fi. 242. Da. Și dincolo, ca să-l obțin pe 5016, nu mai știu că s-a adun. Ar trebui să fie aceeași rețetă ca să putem urmări. Să-l obții din ăsta din față, adunând sau ce făcând o mișcare, mulțit cu ceva. Aici e povestea care ne... 121. 2 ori, 3 ori. Dar 5116, așa este? Da, da, așa este. Da. Păi eu acum vreau să fac dacă 374 plus 242. 374 plus 132, dar astea se aduc pe astea din față? Nu fac, sutele adunate, fac, nu fac 5000. Fac o 400. Nu, 242. 374 plus 242, da. Nu, fac 500 abia. Poate e dictatul greșit, ia uite-te încă o dată. Da.
uitați dumneavoastră, dacă nu mai credeți. 12 cu 4, 6, 7, 4, 7, 11, 12, ai dictat grezii. Nu, nu. Cred că m-am... Nu, uitați. La 4, B, 132, 374, 516. Puncte, puncte, semnul întrebării. Da, eu cred că m-am prins de-o peste mașină. Dar nu-i 516, 5.016. Ai zis 5.116. Ai zis că e dictat corect. Da, zis corect. Bun. Păi da, dar ia uitați acum. Nu, dar e o greșeală în manual. Așa da. Vezi, 516. Nu există altă idee. Că tu ai observat bine. Diferența între astea și astea e 242. Da, și dacă facem... Dacă vrem să verificăm dacă este aceeași idee. 374 și cu 242. Ne dă 100... 2 și cu 4, 6. Da, ne dă 74, 516. 516. Deci așa au fost. Așa au fost gândit de autor, dar a fost o greșeală. 5116. Eram în ceață, nu avem nicio șansă. Da. Da? Deci, acum, rația este 242. Da. Da? Rația. Dacă am stabilit-o așa, atunci următorul va fi 516 plus 242. Da. Și va fi 8, 41, 5. Și 7. Așa, și 7. 750. La pe următorul cât ar să fie? Păi... Păi ăsta iar adunăm. Păi da, iar adunăm. 0. 0. 45. 45, 9. Tot 0. 0. 1. 8 cu 2, 10. 1000. Da. Și tot așa. Și tot așa. Gata. Asta este ideea. Da. Deci așa trebuie gândit. Mai departe. 5. E ceasul. Da. Ceasul. Ceasul. Da, să ne uităm exact bine câte... Ți-l las la tine. Așa. 4, 3, 8 la... Mai avem, sigur. Iar să câte minute s-au scurs de aici. Și cred că avem și timp să facem tot. Da, 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 da. Că o majoritate au fost chiar ușoare. Da. Abia 33 de minute s-au dus. Mai la 45, da? Da. 5. Aflați câte numere de trei cifre au exact două cifre identice. Deci aflați câte? Numere de trei cifre. Câte numere de trei cifre? Au exact două cifre identice. Deci se scriu toate numerele de trei cifre. Da. Toate cu putință. Da. Și să le numărăm pe cele care au două cifre identice. Da. Începem de la 100, nu? Deci de la 100, da. Da. 100. 100. 101. 100 are două cifre identice, da? Da. Că noi trebuie să le subliniem pe alea. Da, dar o să avem de numărat. 100. Apoi cât ar veni? 101, 1 și 1. 101, da. Apoi. Păi da, dar 1 și 1 nu e identic. Păi n-am și-o zis ca să aibă exact două cifre identice. Păi da, și iar... E bun ăsta, deci nu am subliniat, te întrebai, nu? Da. Uite, l-am subliniat acum. Apoi. 102, nu? 103, nu? 104, nu? 105, nu? 106, nu? 103, nu? Deci, sărim direct la 200. Nu, la 110. Ah, păi cred că am prins eu. 110, da, după 111. 111, 111 3 de 1. Adică nu-i bun. Nu-i bun. 112. 100, da, când ai zis 112, da. Deci acum, astea două
rămân da. Fixe, nu? Da, da. Și pendulăm pe ăsta, 111, 113, 114, 115, 116, 117. 118, 119. Așa, 119 și 120. 20. 120. 120 nu-l trebuie să-l luăm. Nu. Dar eu le scriu doar pe cele corecte. 120 nu? 121. 121 puteți să-l luăm, da. 122. Merge. 122. 131. Excelent. 131. 133. Excelent. 133. După 141. 141. 151, 151, da. 161, 167, 171, 177, 171, 177, 171, 177, 171, 181, 188, 191 și 199. Deci lăsăm pe unul pe prima poziție. Da. Deci pe unul prima poziție am reușit să ne ducem până la 199. Mm-hmm. Acum va trebui să schimbăm, obligatoriu. Da, da. Dar cu doi e prima poziție, da? Și să iau din nou tot jocul ăsta. Dar hai să vedem acum câte am găsit aici. Corecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 26 am găsit, 27 tu ai? Da. Hai să mai uităm o dată. Deci 100, da. 101, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 17, 19. 18 și n-am scris. Eu am scris 8. Tu le-ai scris? Eu am fost gurătească aici. Îl pun aici 118, da? Da, și ne dă 27. 27. Sunt 27. Păi de? Și nu înseamnă că dacă îl punem pe primul loc, pe 2, nu ar fi tot 27? Eu așa mă gândesc. Și punem tot serii, 27, 27, dar până... Hai să ne convingem că și cu următoare serie de 2, tot 27. Știi, noi trebuie să fim riguroși, nu? Că nu, încă nu ne-am prins din rețeta. 200, 201, 202. 202, așa. 220. Deci 202, 200... 20. Până la 202, oare n-am avea și 212? Da, da, mai... Da. Oare aici nu, n-am greșit, am pierdut ceva? Nu puteam să luăm și 121? Păi nu l-am luat. Unde l-am luat? 121. L-am luat. Uitați acolo, 119. 118, 119, 121, da. Da. L-am luat. 21, 22, adică am luat 20. La fiecare din serie am luat câte 2. Că e 121 și 122, adică noi n-ar mai trebui să-i punem aici. Și la, când o deci 200, dar la 202 și 212
E bine să-l luăm pe 212 și nu l-am prins. Hai să urmăresc pe ăștia, spune-mi, nu mai întoarce la ce, dacă cumva am greșit ceva. Deci, 212 e bine, da? 212. Acum, dar i-am fost 220. Dar și atunci îl pierde pe 212. Nu l-am scris nicăieri pe 212. Mai nu ești pe 220. Nu l-am scris, dar putem scrie. Eu am zis să nu-l pierdem. Da, da? Să nu-l pierdem, să mergem ușor. 212 îl punem. 212. Apoi 200... 221. Nu vine așa? De ce? Pentru că după 212, da. 213, 14, 15, păi nu mai da, sunt bune. Da, trebuie să puneți 220. Dacă și 220, perfect, perfect, 220. Apoi 221, 223, pășim peste, da, da. 223, 224, 225, 226. 227, 228, 229, 229 și gata. Și acum cu 3, 232, da? 232, 232, 242. Da, n-ar fi și 233. 233, da, și acela este. 233, hai să le iau deocamdată pe 33, ca și zis. 244. 42 mai întâi. Da, și 244. Și 244, sigur că da. 272, 255. 266. 266. 266. Și tot așa până... 272 și 277. 282. Și 288. Apoi 292 și 299. Ia să le numărăm. Sunt... Nu sunt. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Am pierdut unul undeva. Păi da, dar noi mai trebuie să numărăm. Păi mai trebuie să numărăm, dar vreau să spun până la 300. Vreau să văd dacă până la 300 sunt tot 27. Adică pe fiecare sută să fie 27. Da. Așa a fost vorba acolo, nu? Da. Încă o dată. La o, de la 100 până la 200, de la 100 până la 200, am găsit 27. E bine? Să ne mai vedem o dată. 1, 2... 3. Da, noi ești 27. Dar 121 ăsta, de ce nu l-am pus? Pentru că ai zis la... 121 trebuia pus. Păi l-ați pus. Să-l numărăm atunci, da? 121 și 122, da? 1, 2, 3, 4... Nu, dar nu-l numărați pentru că e la 119, 121. 100... Eu l-am mai ratat o dată. Așa, 121. Și l-ați scris acolo pentru că vroiați la 212. Așa. Și să țineți minte să înlocuiți. Perfect. Haideți să numărăm încă o dată, de dacă sunt exact. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27.
Nu-i scris vreunul plus așa, Iurea, ci toate sunt bun, 27. Hai să vedem altest, tot 27 aștept și aici. Deci aștept tot 27. Dacă nu-ți 27 și-ți numai 26, la cu 3 ar trebui să fie, cât ar trebui să fie? 25. Dacă așa e o șmecherie. Dacă e asta o șmecherie. Să vedem. Deci 200. 202. 212. Dar nu era 211? 211 nu l-am pus, nu? Păi era și ăla. Este și ăsta, sigur. 211. Ai dreptate, uite că de aceea am avut slăbiciune în rațelă. Dar eu l-am pus pe 211. Deci 200, 202, 211, 212. Așa, 200. Și atunci sunt 27 din nou. Da. Înseamnă că pe fiecare sută sunt câte 27. 27. Și sunt 9. Adică 27 ori 9. Ori 9. Deci numărul total va fi asta, 27 ori 9 și egal cu 7 ori 9, 63. Și 6, 18 și 18. 24. 24. 243 de numere. Sunt 243 de numere. 27 ori 243 de mai e de tu acasă încă o dată chestia asta, ca să fii convins că a făcut o treabă bună. Și acum e limpede că pe fiecare sută e același număr. De la 100 la 200 până încep, sunt... Da? 52. 52, perfect. Hai să-l...